O întrebare interesantă. Toate întrebările dumneavoastră sunt interesante. Reiau o discuție pe care am avut-o aseară cu domnul Băsescu și l-am întrebat pentru câte mandate candidează, câte mandate are în vedere și a spus unul. Și probabil că îl cred, domnia sa nici nu părea dornic să intre în această campanie, dar a intrat cumva... Nu-l vrea nici pe ăsta, ăsta e adevărul, nu-l vrea nici pe ăsta, el vrea să-și crească acum, partidul. Acum dacă ai intrat în horă, joacă la victorie. Dar a zis un mandat. Și vă întreb pe dumneavoastră, întrebarea 1 este pentru câte mandate candidat și al doilea, dacă credeți că ar fi util să se limiteze prin lege numărul de mandate, cum e la președinție, de exemplu, că poți să ai 2 mandate. Da, hai să încep cu răspunsul la a doua întrebare. Da, 2 mandate sunt arhisuficiente. Cred că ar trebui să se limiteze, ca și la președinție, pentru că până la urmă primarul, hai să spunem, putem face o paralelă cu președintele, nu într-un fel, președintele unui oraș. Da, deci ar trebui limitat mandatul la 2, pentru că îți pierzi și din apetență și din motivație și devii extrem de conservator dacă încremenești în funcție timp de foarte mulți ani. Pentru câte mandate? Nu știu. Pentru că nu știu ce o să se întâmple peste 4 ani. Eu candidez acum, vreau să mă implic cel puțin timp de 4 ani, acum o să vedem, după peste 4 ani, nici, până la urmă nici nu depinde de mine. Depinde de ce o să realizez și de cum apreciază cetățenii ceea ce aș realiza. Ce e important e că ei au fost dezamăgiți până acum de foarte multe ori. Asta este realitatea și de aia nici nu mai au apetența asta de a veni la vot și de aia au aceste reacții. Pentru că toată lumea i-a păcălit. Toată lumea i-a păcălit. Și populația este debusolată. Unde mai văd eu rolul primarului? În a se implica ca reprezentant al intereselor lor. Uitați-vă ce se întâmplă acum în școli. Copiii mei se vaietă, îi duc la școală și îi pune să stea cu masca pe față. Asta este indicația autorităților? Da, s-au limitat în a implementa ad literam decizii venite de sus. Rolul primarului este să devină purtător de cuvânt al intereselor cetățenilor săi și dacă există cetățeni care zic, băi frate, eu nu vreau ca copilul meu să stea neapărat cu masca pe față, că se vaietă, că nu are randament, că nu poate să respire, da? Deci sunt tot felul de lucruri, trebuie să reprezinți, nu doar să implementezi ad literam, să te limitezi la... Nu știu, poate că sunt alternative, nu m-am gândit până acum, dar îmi spuneam... Rolul de reprezentare, asta, am stat de vorbă cu cineva care îmi spunea, apropo de aceste teste, că există și un test rapid. Mă gândesc că poate fi o alternativă, nu a discutat nimeni despre lucrul ăsta. Alternativa e să lași libertate, asta vreau eu să fac, să las la libertate administrația locală și cea centrală eventual să nu fie public master, să fie public servant. Deci să țină cont, să se consulte cu populația când ia anumite decizii. Pentru că dacă plătesc pentru învățământ, vreau să am acel randament de 100% și vreau să am libertatea, nu mi se impună pe banii mei. Asta este problema. Și administrația, politicul s-a detașat de această percepție. Spuneți-mi, vă rog, foarte pe scurt, cum va arăta Bucureștiul după 4 ani în mandatul dumneavoastră, dacă veți ocupa funcția de primar? Un oraș cu oameni mult mai relaxați, nu deprimați ca acum, un oraș mai curat, un oraș cu mult mai multe lucruri realizate, pentru că sunt foarte multe lucruri care nu se realizează, pentru că banii sunt în buzunarele particulare ale unora care administrează acum resursele.